dacă m-a stopat. M-a stopat zebra, cum să cedez dacă am putea cu dreapta. Deci te-a oprit polițistul pe zebră. Și de asta nu ai cedat trecerea pietonului, sau cum s-a întâmplat? Era mașină pasă la domnul polițist, era parcat. Nu era parcat, era stopat în mașină. După mașină, în fața mașinii a ieșit domnul polițist, ne arată mână. În fața ies pietonul. El stopat viteză și a trecut prin fața. Deci crezi că a fost o situație provocată special ca să vadă reacția sau ce crezi că se întâmplă? Nu crezi, era... poți stopiezi așa mașina? Polițistul poate, văd că e cu girofarul pornit, el e în misiune, el poate să oprească, poate să-l oprească în mijlocul drumului. Nu trebuie să-l oprească pe zebră, da? Trebuia, dar pe tot nu l-a văzut domnul putea. A ieșit în fața mașinii. Pe șoferul, dacă avea obstacole și nu vedea zebra, trebuia să se oprească, nu? Sau să asigure că nu iese. Și mergea și cu viteză, da? Viteză normală, avea 30 sau 8. Și cât e amendă, cât îi pun? Nu știu. De la 3 la 6, urmă. E puțin, dar. Da, nu-i mare. Și eu mă așteptam că e mai mare. Mai puțin. 3 la 6 unități, asta înseamnă 200-300 de lei mați. Dacă o plătești azi, e în genere 100. Poți să faci în fiecare zi de asta. Dar cum altfel ai să înveți să cedezi pietonilor? Dar acela e alt șofer, e altă mașină, aici e răspunderea ta. Și filmez și văd. Am și fac, și asta e ocupația mea. Asta e cel mai normal când filmez, mai ales dacă asta e profesie. Și filmez o mare. Camera ce e amintire, ei, unii o țin ca amintire camera, dar eu filmez. Eu filmez că asta e profesia mea. Tu ține-o ca amintire. Aș trebui să conduci și mai responsabil decât în sat. Aici sunt semne de circulație, zebre. Recalcarea aia sunt fabula. Punctul de regulament circulației rutiere care l-ați recalcat. Articolul care prevede pedeapsa este 238. Vorbim aceeași limbă, nu aveți nevoie de producător. Procesul a fost întocmit în prezența dumneavoastră. Amenda constituie 6 unități convenționale, 362 de ani cu anotat. S-a citat 150 de ani. Cu aplicarea 2 puncte de penalizare. 2 puncte de penalizare. Sunteți în drept în decurs de 15 zile să-mi contestați. Nu ofta, băi, faci 12 puncte și îți cumperi bicicletă. Polițistul șters-o din gară ca să nu-l întreb despre mașinile astea parcate ilegal, ciucuri în fața trecerii de pietoni. Aici te cred că au crâșă de nu-i amendează, ia uite cum ies din umbră pietonii, direct sub roțele mașinilor. Trecere de pietoni și aceeași încălcare. Este mașina de taxi parcată lângă trecere și alte mașini. Și creează situație de pericol, de accident.
Poliția nu-i.